zvârsta deloc. Ce mai stai, scena te vrea. Ai luna la picioare. Mulțumesc trupei Iuno Dance și coreografului Silviu Popa. Bună seara și Hristos a înviat! Bun găsit, doamnelor și domnilor, spectatori și telespectatori deopotrivă. Suntem din nou împreună la TVR1 pentru al doilea sezon Vedeta Populară, cel mai mare talent show de folclor din România. Sper că sunteți pregătiți de spectacol. Am găsit concurenți și mai talentați și mai carismatici, dar unul singur va câștiga trofeul Vedeta Populară și marele premiu de 100.000 de lei. Nu vă faceți program, așadar, în următoarele 9 săptămâni. Ne întâlnim în fiecare seară de duminică și vom cunoaște câte 5 concurenți. Dintre ei, doar unul se va califica în semifinală. Unul din 5. Fiecare dintre concurenți trebuie să convingă juriul că este viitoarea vedetă populară, că își merită așadar locul pe scenă. Trebuie să aibă voce, carismă și o apariție de neuitat, acea apariție care să ridice oamenii de pe scaune. După 9 ediții pline de suspans, vă garantez, vom avea 9 semifinaliști, iar în finală vor rămâne doar 5. Până acolo însă este drum lung și trebuie să găsim semifinaliștii. Responsabilitatea și de această dată revine desigur juriului Vedeta Populară. Gore Leșe, doctor în muzică, profesor la Universitatea București, realizatorul emisiunii La Porțile Cerului, laureată cu premiul APTR, ambasador cultural al României cu 5 expoziții mondiale la activ și artist consacrat cu concerte susținute în toată lumea. Elise Stan, etnomuzicolog, doctor în muzică, realizator de emisiuni TV de aproape 40 de ani, laureată cu multiple premii APTR pentru emisiuni de etnografie și folclor, membru în Uniunea Muzicologilor din România și președintă de juriu la multiple festivaluri importante din țară și din străinătate. Cornelia Rednic, o voce de neuitat din Maramureșul istoric, a găsit calea către inima marelui public. Împreună cu soțul ei, Lupu Rednic, formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de artiști din România. Niculina Stoican, o voce iubită de marele public, unul dintre cei mai importanți promotori ai zonei Mehedințiului, artist care concertează cu sălile pline în țară și în străinătate, manager al ansamblului folcloric Maria Tănase din Craiova. Mircea Dinescu, poet cu 11 volume de poezii publicate, pentru care a primit numeroase premii naționale și internaționale. Scriitor, jurnalist, realizator de emisiuni TV și, nu în ultimul rând, un mare iubitor al folclorului românesc. Doamnelor și domnilor, așadar, juriul Vedeta Populară, Grigore Leșe, bună seara, Hristos am viat! Doamnelor și domnilor, Elise Stan, bună seara, Hristos a înviat! Bun găsit, adevărat a înviat! Două prezențe noi în sezonul acesta pe cele două scaune ale artiștilor populari. Niculina Stoican, bună seara, bine ai venit! Bun am găsit! Și Cornelia Rednic, bună seara! Bună seara! Hristos a înviat pentru amândouă, succes! Și nu în ultimul rând, desigur, ne bucurăm de prezența poetului Mircea Dinescu! Salut! Bună seara, Hristos a înviat! Domnilor și domnilor, deci, juriul într-o formulă relativ nouă, Grigore Leșe, ce căutăm sezonul acesta? Tot ca o de 40 de ani, oameni cu glas, luminați, frumos, inteligenți, cu spirit și coritori
adevărați. Poemă adevărați. Mm-hmm. Mulțumim foarte mult. Așadar, aflăm de la juriu și o să întreb pe Elize Stan, de ce credeți că vin concurenții la Vedeta Populară? Vin pentru premiu? Vin pentru notorietate? Vin pentru o confirmare? De ce credeți că vin aici? Pentru toate la un loc. Să fie într-un ceas bun și sezonul al doilea. Succes! Mulțumim frumos! Doamne ajută! Niculina, Cornelia, așadar mă gândesc, Niculina, cel puțin, la primul tău concurs, prima oară când ai fost concurentă. Iată-te acum într-un juriu, la ce vei fi foarte atentă? Notorietatea nu înseamnă întotdeauna valoare. Corect. O să văd cum o să combine ei dorința de notorietate cu valoarea cântecului popular. Frumos! Cornelia, tu ce crezi? O vedetă populară se naște sau devine? Eu zic că te naști cu har, Dumnezeu îți dă. Dar nu spune traistă. Mircea Dinescu, eu tot aștept din sezonul întâi să vă ridicați în picioare, să vă văd atât de emoționat de ceea ce se întâmplă aici la microfon, încât Mircea Dinescu să spună: da, domnule, șapo. Da, trebuie să-mi cupăr o șapcă înainte așa, să mă ridic. Așa. Eu caut în continuare inteligența artistică, pentru că am spus, la noi există un blesem, sunt mulți oameni talentați, foarte puțini au inteligență artistică. Corect. Și asta te face să fii unic, de fapt, inteligența artistică. Și face diferența. Voce are, sunt păsări care, pasă minte, cânt același lucru, dar nu. Sunt unele cărora natura le-a pus ceva în plus, așa, și rămâi uimit. Asta căutăm. Exact, da. Exact. Ca și în primul sezon, Vedeta Populară, Orchestra Națională Valahia, Primăriei Generale a Capitalei, susținută de CREART, va fi alături de concurenți de la început până la marea finală. Spun bun venit dirijorului Marius Zorila orchestrei. Te rog frumos să vii aici lângă mine. Marius, vreau să-mi spui, după primul sezon, cu ce amintire pregnantă ai rămas tu? Ce ți-a plăcut cel mai mult sezonul trecut? Bucuria pe care am trăit-o alături de membrii orchestrei, încurajarea care le-am oferit-o artiștilor în devenire și bucuria de a cânta pe această scenă. Minunat! Vă doresc succes ție, echipei tale, și mulțumesc încă o dată pentru că ne sunteți alături întregind echipa artistică aici la Vedeta Populară. Ei, dar simt ceva nerăbdare în culise, nu-i așa, Lucian? Bună seara! Da, bună seara! Știți, acolo concurenții vor fi încurajați, ca și în sezonul trecut, de colegii mei, Lucian și Dan. Se treacă pe aici! În fiecare dintre cele 9 ediții preliminare vom avea câte 3 probe. În prima probă, concurenții vor cânta acompaniați sau nu de orchestră, după cum a ales fiecare. În proba a doua vor face duet cu artistul preferat din zona muzicii populare, iar în proba a treia vor trebui să repete cât mai fidel o melodie interpretată de unul dintre jurați. Mă refer la jurații artiști. Asta știți deja de anul trecut, noutatea acestui sezon, care cred eu adaugă și mai multă tensiune concursului, este că la finalul primei probe, juriul va elimina unul dintre cei 5 concurenți. Așadar, primul concurent de la Vedeta Populară vede viața cu optimism și pasiune, așa cum numai la 16 ani o poți face. Asta nu înseamnă că ia viața în joacă. În această seară a venit cu o misiune foarte clară, să câștige un loc în semifinala competiției. Din Bistrița, Violeta Ioana Todoran. Am o familie foarte mare, bunicii cărora sunt foarte dragă, bunica îmi coase costumele, tatăl meu colecționează năfrămile, care pot să zic că e piesa de rezistență din costumul popular bistrițean. Mie mi-e drag să-i cos, îi place să se îmbrace cu un costum național. Violeta noastră e harnică, e cu minte. Acasă când vin, încerc să ajut cât mai mult la treburile casnice, pe câmp, în pădure, cu tata. Dragă, lucră? Foarte drag și lucră și sarnice și ascultătorii, ascultă. Eu cu sora mea avem o relație foarte bună și ne înțelegem foarte bine. Pentru că am stat de mici amândouă și cumva ea m-a crescut pe mine. Sunt emoționată pentru că ea, nu știu ce m-aș face fără ei. Așa.
Suntem mai multe femei în familie și când ne adunăm să facem un lucru, dispar toți bărbații. Lasă că știu. Lasă că în bumbăl ăsta ești ca păstă. Să scoată mâinile. Așa. Lasă-l. Sunt atât de norocoasă că i-am pe toți alături de mine și bunicii și părinții și sora mea. Unde vroiai să pleci? Felicitări! Mulțumesc! Abia ai venit! Obișnuiește-te cu acest platou, îți dorim să rămâi aici cât mai mult. Cum te descurci? Am înțeles că și muncești cu tata, și muzica, și școală. Cum te descurci cu toate? Îmi place tot ce fac, și muzica, și munca alături de tata. Școală, și munca. Să vedem ce spune juriul. Grigore Leșe. Violeta nu m-a convins. Eu trebuie să arăt glas. Trebuie să creezi emoție. Se vede că tu ești o persoană sensibilă, dar nu trebuie să lași această sensibilitate să pună stăpânire cu totul pe tine, astfel încât emoțiile să nu te mai lase să-ți controlezi prestația artistică. E foarte greu să stăpânești emoțiile. Eu chiar și la vârsta asta de 42 de ani, când am emoții, e greu din calea afară să le stăpânesc. Eu sunt convinsă că dacă tu ai să muncești un pic mai mult, rezultatele tale vor fi foarte bune și vreau să te felicit pentru costumul foarte, foarte frumos și autentic. Mulțumesc. Nicolina? Să-mi spui, costumul pe care tu îl porți este costum de fată tânără, nemăritată, de femeie măritată sau de vârsta a treia? E de femeie măritată pentru că am batic. Bravo, foarte frumos! Mulțumesc din suflet! Bun! Să auzim ce spune Mircea Dinescu. Eu aș fi vrut, în primul rând, să vină fără batic, să arate că are 16 ani. Așa. Deci a cântat bătrânește, după părerea mea. Trebuia să fie mai dezinvoltă pentru 16 ani, totuși. Doamne, adică ești... Dinescu, primul număr. Păi nu, da, primul număr, dar 16 ani arată că ai 16 ani. Ne vedem puțin mai târziu. Succes! Dacă dea Dumnezeu și ajung în a doua probă, promit că îmi desfac părul. Fac o dițe. Tu ai tăiat lemne? Lemne nu. Dar mă duc în pădure. Dar nu le crap. Deci doar le cari. Cari lemne. Deci îl cari buturugă, mare, da, sănătoasă. Tot, poți să ridici 60-70 de kilograme? Da. Ia-mă în brațe. Nu, glumesc. Nu, hai să facem un scandal, merg. Dăm voie.
dăruiești, gata, o, îi dăruiești gata, o floare. Gata. Ah. Sper să ne vedem la proba a doua. Da? Să sperăm. Al doilea concurent din această seară este din Giurgiu. Cu o viață demnă de un scenariu de film, doamnelor și domnilor, Iulian Urlea. Am trăit groaznic. Am rămas orfan, când stat în casa de copii. Cei care erau mai mari decât mine ne băteau ca să le, ca să le dăm mâncare. Ne băteau ca să le facem rost de bani. Palme peste ochi. Și ziceam, Doamne, când trec anii ăștia ca să scap de, să scap de ei, că nu mai rezistam. După liceu am început de a continua studiile superioare la secția de geografie din cadrul Universității din București, unde la ora actuală sunt anul 3. Sunt la un loc de muncă, mai fac curățenie, mai mă duc la niște bătrâni, mai ajung niște bătrâni. Pe lângă aceste mici joburi, mai mă ocup și de muzică. Pentru mine cântecul este o alinare sufletească, o bucurie și îl am pe Dumnezeu în primul rând, pentru că Dumnezeu este Cel care îmi spune, ridică-te, mergi mai departe. Ce folos de așa câmpie, de ațări avuție, adun aurul cu sacii, dacă parte n-au săracii, că din holda ce muncesc niciun bob nu folosesc. Toate-n plată la ciocoi, e copilașii-mi stau goi, nu e lumea pentru noi. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. Ce-o fi oare de bine în noi? N-am cămașe, n-am mâncare, că și biata mama n-are, n-are coasă, n-are țese, și din strânțe nu mai iese, că plătesc, 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 niciun bob nu folosesc. Toate-mi plată la ciocui, copilașii-mi stau cui, nu e lumea pentru noi. Of, 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 of. Ce-o fi oare de bine în noi? Of, 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 of. Ce-o fi oare de bine în noi? Bună seara, Iulian! Bună seara! Sunt convinsă că Iulian are foarte multe povești. Astă seară însă e jurizat pentru ceea ce ai cântat. Să auzim ce spune Mircea Dinescu. Faptul că ești reprezentantul Teleormanului, mie îmi place că să vadă și Dragnea ce cântă Teleormâneanul. Necazuri multe acolo, că polițienii noștri sunt mult mai optimiști. Habar n-au de realitatea românească, așa, și vin cu un aer, așa. Ia câte un Teleormânean care vorbește vre ciocoi. Mi-a plăcut. Frumos. Cornelia. Să știi că mie mi-ar fi plăcut să te aud cântând un cântec mai mișcat. Poate la proba a doua, de ce nu? Da. Mulțumesc din suflet. Elize Stan. Pe mine m-ai emoționat, Iulian, cu interpretarea pe care ai reușit să o dai baladei în această seară. Felicitări. Mulțumesc din suflet. Grigore Leșe. O cânta scurt. Ai fost foarte reținut, s-a vorbit mult și s-a cântat puțin. Succes și mulțumim foarte tare! Mulțumesc din suflet! Ne vedem mai târziu! Mulțumire Alpin pentru sprijinul acordat în realizarea programului nostru. Iată, în sezonul 2, mergem la Dan și Lucian.
O întâmplare haioasă. Ai pe cele triste, le-am auzit. Le-am auzit. Când eram copil, spuneam că sunt profesor eu. Profesor de? De muzică. De muzică. Și eu acolo aveam un carton. Și un carton spuneam că e catalog. Și făceam domnișoara Ileana. Mișcă-te la teavlă. Făceam... Dar erau prietenii tăi imaginari sau erau imaginari? Da, Dane. Nu, erau, nu erau, elevii erau. Mei, erau elevii mei imaginari. Eu făceam... Ileana. Așa. Ia spune și mie, domnișoară, ce și să cum? Și ea dădea număr. Învățam eu să spună că e analfabetă sau că e... Mă rog. Îi dădeam doi, îi dădeam unul. Ajungeam în cabinet, o luam de urechi. Stai, puțin să-ți fac cunoștință cu prietenul meu imaginar, Igor. Igor! Ia, pleacă-te. El e Iulian. Fă cunoștință cu Igor, te rog. El e cel mai mare prieten. Unde te-ai uitat tu? Aici, în ochii lui. Să trăiești. Așa. Du-te, du-te înapoi. El are grijă de mine. Așa, și zine cu Ileana. 2, 1, 2. I-am dat și 3. Și n-a trecut anul. N-a trecut anul școlar. Mă simt bine. Mă simt mândru de mine. Că sunt român, cu suflet mare. Voi fi alături de cei dragi și n-am să dezamăgesc, chiar dacă mi se pun bețe în roate. Sute de concurenți din toată țara au venit la preselecții. Să facem un popas la Cluj și să cunoaștem câțiva dintre ei. Bună ziua! Stop! Păi unde ne grăbim așa? Mai întâi aflăm de unde sunteți, cu ce vă ocupați. Vin de pe Valea Someșului. Eu sunt între Arieș și Someș. Locuiesc pe Bârgău. Comuna Cojouna, județul Cluj. Și stau în Ceanu Mare, m-am măritat. Cu ce vă ocupați? Cu vite, cu porci, cu oi, cu... Făceam și export. Sunt secretară într-o societate de avocatură. Sunt și bibliotecar metodist al casei corpului didactic de la Târgu Mureș. Am fost strungăriță. Dăm la jice de mâncare, după aia mearem dăm la porci până mâncă jicile, după aia băgăm la vaj lucerna de adăpat, dăm la porci să bea, adăpăm vajile și gata, isprăvitul. Dacă o să câștigați premiul de 100.000 de lei, ce faceți cu banii? Nu mai iau nici o vacă. Ce au în comun armata și muzica populară? O să înțelegeți când o să o cunoașteți pe Oana Vențel, cea de-a treia concurentă din această seară. Familia mea, rigoarea și disciplina au fost mereu pe primul plan. Era firesc să urmez o carieră militară. Oana este cea care vine să confirme această legătură pe care o are familia ei cu armata. Străbunicul meu a fost în garda regală, bunicul meu a fost colonel, iar tatăl meu comisar de poliție, așa că am ales și eu să urmez această carieră, era evident că cineva trebuie să ducă tradiția mai departe. Pentru mine, armata și muzica se contopesc. Sunt o fire foarte misterioasă, sunt foarte sigură pe mine, dar tind să cred că în exterior sunt elevul militar, iar în interior artistul. Lasă drept! Ca și în armată, și muzica se face la fel, cu multă rigoare și disciplină. Nu este ușor pentru o tânără să trăiască în spiritul cazon, dar Oana este una dintre fetele care a reușit în mod deosebit să facă acest lucru. Sper că această combinație dintre muzică și armată să rămână băieții pe fugă. De fapt, toată viața mea e sub semnul drapelului României. Nu știu ce îmi rezervă destinul, dar tind să cred că sunt o femeie puternică care va rezista într-o lume a bărbaților, iar muzica va rămâne mereu pe primul plan pentru mine. Drumul bătut din cara, la 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 la.
seara! Bună seara! Bine ai venit la Vedeta Populară! Bine v-am găsit! Platou! Spune-mi, te rog frumos, dacă ordinul se execută sau se mai și comentează? Se execută întotdeauna. Bravo. Clar! Prima zi la 14 ani la liceul militar. Așa este. Cum a fost? Singură, fără nimeni, la un liceu militar? Cred că cel mai greu lucru a fost despărțirea de familie și de fratele meu. Sunt cu tine aici? Astăzi doar tatăl meu este cu mine. Frățiorul meu, din păcate, n-am putut să vină. Ce-ți pare rău că nu e cu tine? Da, dar el cred că are mai mari emoții decât mine acum. Păi cred că e în fața micului ecran, nu? Spune-i ceva, uite. Privește acolo și spune-i ceva. Cum îl cheamă? Mihai. Mihai, vorbește cu tine. Zii ceva. Tot ce pot să-ți spun e... Și uite așa... Și uite așa cum militaria se mai dă jos. Avem aici parte de o emoție care n-are nicio legătură nici cu armata, nici cu nimic. Astă seară ești artistă, deci lăsăm la o parte armata, da? Da, așa e. Bun. Doamnelor și domnilor, să auzim ce spune juriul. Niculina. Asta înseamnă să fii o viitoare vedetă. Să exprimi prin mimică ceea ce interpretezi prin cântec. Și-ți mulțumesc. A lăsat scuturile armatei la o parte. Cornelia. Mie mi-ai plăcut tare mult. În primul rând, ești o prezență foarte frumoasă, ești o fată foarte frumoasă și mai îmi place ceva, e acel zvuc pentru scenă. Bravo ție! Mulțumesc foarte mult. Frumos! Doamna Elize, vă rog! Draga mea, tu ai un noroc de la natură. Da. Ai un ambitus vocal care îți permite să abordezi cu lejeritate orice partitură muzicală. Și ești carismatică. Da. Bravo! Mircea Dinescu. Iată, în decurs de câteva minute, am asistat la două fațete ale unor oameni, cum era Iulian, care era zdruncinat, dacă vrei, și psihic, a început să plângă. Ia că ea, optimistă, cu fața ca o lună plină, cam grăsuță pentru vârsta ei, pentru altele. Opa, așa, domnul Dinescu! A lăcrimat și ea, gândindu-se la frățiorul ei, care nu știu ce. Eu aș vrea să aud un cântec mai trist, pentru că ăsta îi se potrivea. Hopa, nu știu ce. Zi unul trist, așa, să lăcrimăm noi, nu tu. Fiindcă artistul, fii atent, trebuie să-i facă el pe ceilalți să plângă, nu să plângă el. De plâns e cam ușor, așa, știi? Și Băsescu, când făcea câte o ticoloșie, cam blăcrima, știi, după aia. Păi nu ducem noi și în politică, da. Și delicatețuri? Brâne, bun, așa, să auzim. Fosta muna la părinți, ca și apa printre munți. Părinți n-aveau avere, dar mă țineau de Bravo! Bun! Bravo, felicitări! Vezi? Să auzim ce spune Grigore Leșe. Trebuie să te însoțească inima și horle, să echilibrezi frumusețea fizică cu frumusețea lăuntrică. Că dacă nu echilibrezi și nu ai echilibrul ăsta, minche te vă pântre mesă la nuntă. Doamne ajută! Asta e așa un okay. Sfat! Da. Bun, mulțumim foarte mult! Ne vedem în proba a doua! Apropo de ce a spus domnul Dinescu, fiecare o mare părere a lui și eu sunt mulțumită de aspectul meu fizic, să zic așa. Fac sport în fiecare dimineață și nu mă încurcă la nimic. Stâng! Stâng! Stâng de stric! Să trăiți! Bună ziua! Bună ziua! Hai, domnule, eu nu pot să vorbesc decât atât pot să spun. Ce are mai tras? Cu Gecko și cu Pionier 3. În ce? În țintă. L-ai tras vreodată? După băieți nu tras, doar mă tati. Spune-mi și mie dacă tatăl tău are ținta bună, bine, bună. E polițist. Eu? Da. Da.
Viața a avut grijă să mă îndoaie și muzica să mă ridice, spune următorul concurent. Cântă de peste 60 de ani și se supără când nepoata îl roagă să o lase mai încet. Doamnelor și domnilor, faceți cunoștință cu rapsodul Iosif Pușchiță. Tu, copii, viața e frumoasă. Dacă știți să o trăiești, dacă nu te o dracu. Să știți că am muncit mult și am avut necaz. M-a murit mere, m-a murit copilul, m-a murit jirinele. Mi s-a întrucut pe toate. Ai de capul meu. Deci, în tinerețe am făcut de toate. Am băut și eu. Am fumat în azat doar pentru o femeie. Mă spun, dacă mi-ai fumez, nu mi-ai și făcut la mine. Asta mi-e crușă. Muzica a fost exact cum e și aerul. Cânticul a fost stufitul. Dacă n-aș cânta, m-aș simți ca o pasăre fără albiști. Nu mă gândesc la moarte și inima va. Trebuie să trăiesc. Trebuie să trăiesc, nu se poate. Oameni buni, vă spun sincer, cât puteți să, să trăiți, să trăiți compatați. Nici mâncare prea multă, nici băutură multă, nici umblat mult așa pe lume, nimic ce-i prea mult sănătos. Și bine ați venit la noi. Bine v-am găsit, doamne. La microfon, vă rog. A, așa că acum v-ați obișnuit cu scena. Da. Ați cules foarte multe, doine, în tinerețea dumneavoastră. Acum, mai vin tinerii să culeagă de la dumneavoastră? Vin. Și le dați? Le dau. Doamne ajută! Da. Hai să auzim ce spune juriul. Mircea Dinescu. Mai pot să zic una scurtă, așa, tac, mai veselă. Păi voi, mândrele mele, să vă strângeți toate trele. La mormântul meu veniți cu flori să le împodobiți. Că și eu cât am trăit,
Iubitoace v-am iubit. Bravo! Bun, Cornelia! Să știți că eu vă ascult foarte mult. Mă bucur că în această seară v-am cunoscut personal și vă doresc să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate de acum înainte. Și eu, și Doamne ajută! Doamne ajută! Niculina! Da, e greu. E greu să stai în fața unui asemenea om și să-l judeci. Eu nu am să fac lucrul acesta, n-am să-mi permit așa ceva. Am să-i spun doar că mi-aș fi dorit să cânte Frunzuliță firul ierbii sus, sus, sus la furca șiernii. Din suflet vă doresc să aveți parte de sănătate și de bine în viața asta. Mulțumesc frumos! Doamne ajută! Eliza Stan! Doamnă Pușchiță, eu am tot respectul pentru dumneavoastră. Aveți într-adevăr o comoară pe care, iată, ați înmagazinat-o și frumos din partea dumneavoastră că v-ați gândit să dăruiți tinerilor din cântecele dumneavoastră. Este un lucru minunat pe care l-ați făcut. Mulțumesc. Din păcate, însă, în această seară au fost niște mici inadvertențe muzicale, dar dumneavoastră sunteți fermecător. Noi vă iubim. Mulțumim frumos. Să auzim ce spune Grigore Leșe. Domnul Pușchiță, azi nu ți-o ieșit. Așa că ce-a dat domnul? Îmi vede probele celelalte. Așa. Mulțumim foarte mult, domnule. Să și succes în proba a doua. Succes. Ne vedem mai târziu. Trebuia să intru mai cum îmi spune, la fa și am intrat pe sol și n-am fost în concordanță cu muzica. Ei nu s-au băgat după mine. Păi da, dar poate este în etapa a doua. Mă rog. Nu cred că am șanse să câștig această ediție, pentru că am greșit. Dragi prieteni, vreau să mulțumesc încă o dată companiei Alpin și să vă recomand această înghețată. Noi, echipa, am devenit fanii înghețatei Alpin, malgra așadar un desert foarte potrivit după o zi încărcată, menit să vă ajute să recuperați energia pierdută după o zi întreagă. Așadar, un desert pentru întreaga familie. Mulțumesc încă o dată, Alpin. Am ajuns la ultimul concurent din această seară. O mână de om, aș spune, și un suflet de aur, care mi-a mărturisit că își dorește un nou început, din toate punctele de vedere. Diana Călinescu. Simt că pot să ofer multe, simt că am ceva de arătat. Pot să zic că sunt plină de surprize, pentru că am planuri mari. Ne dorim foarte mult să avem și un copil. Momentan sunt sub un tratament cu citostatice chiar. Ne este interzis o perioadă să putem programa un copil. E singura persoană care mi-o doresc tot timpul lângă mine și de care am tot timpul nevoie. Și care chiar mă susține în ceea ce fac. Și contează foarte mult. Foarte, foarte mult. De asta am fost atât de atașată de soțul meu, pentru că, probabil, fără ajutorul lui, aș fi trecut foarte greu peste perioada asta. Pentru că au fost, pur și simplu, dimineți în care m-a ajutat să mă duc la toaletă, să-mi facă baie și nu știu dacă ar fost altcineva, dacă ar fi făcut toate lucrurile astea și dacă ar fi avut răbdare. Nu mai știu.
Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Bine ai venit la noi! Grigore Leșe, vă rog! A fost foarte frumos momentul. Vocea este așezată în trup și a creat emoție. Felicitări! Mulțumesc! Niculina! Da, felicitări într-adevăr. Pentru cum ai cântat, pentru limbajul arhaic din text, foarte frumos, impecabil, extraordinar, excepțional. Da. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu! Succes, Diana! Mulțumesc! Și ne revedem mai târziu! Nu vreau să-mi fac speranțe, dar aș trece mai departe, pentru că toți concurenții sunt foarte buni. Merg pe mâna Domnului. Ce vrea Dumnezeu să se întâmple? Că dacă ție să mergi, o să mergi mai departe. Vă spuneam la începutul acestei seri că prima probă este eliminatorie pentru unul dintre cei 5 concurenți. Așadar, doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, să-i invităm în scenă! Felicitări fiecăruia dintre dumneavoastră! Sper din toată inima să rămâneți cu o amintire frumoasă, indiferent care va fi deznodământul acestei prime probe și, dincolo de asta, să continuați acest drum. Mă îndrept cu atenția către juriu. Sper că ați stabilit notele după prima probă. Da, suntem deciși. Bun. Deci știm în acest moment, juriul a hotărât cine pleacă acasă după prima probă. Din 5 vor rămâne 4. Aflăm acest lucru de la Mircea Dinescu. Nu am emoții, nu mi-e frică, nu are de ce să-mi fie frică, fac ceea ce îmi place. Cred că o să trec mai departe, dar sunt puțin dezamăgită de prestația mea din prima probă. Îmi doresc foarte mult să trec mai departe de această probă, pentru că pot să-mi duc mai departe visul de a cânta și să le arăt tuturor că se poate. Doamne ajută! Din păcate, pentru prima venită, Violeta a avut ghinion că, în general, cine cântă primul e cel mai emotiv și, în fine. Pare rău că am pierdut această luptă, dar niciodată nu o să mă dau bătută. Este un pas înainte. Astăzi poți să fii bun, mâine poți să fii, să ai o zi proastă. Nu e tot timpul bine pentru toată lumea. În finalul probei întâi, pentru că Violeta și-a pregătit, așa cum e firesc, și-am susținut-o ca echipă, duetul cu o vedetă populară, vreau să-mi permiteți și cred că sunteți de acord să-i oferim acest cadou în finalul părții întâi. Își va susține proba a doua, în afara concursului, alături de Cornelia Ardelean Archiudean. Să-i spunem bun venit!
Felicitări, Violeta! Mulțumim mult Corneliei Ardelean-Archiudean! Mulțumiri farmaciilor Catena, Alpin pentru sprijinul acordat și restaurantului Galonero. Rămâneți pe TVR1, doamnelor și domnilor, ne întoarcem în câteva minute și nu uitați, cei patru concurenți rămași în competiție mai au două probe până la finalul seriei. Aflăm numele primului semifinalist aici, la Vedeta Populară. Ne revedem după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!